și bine v-am găsit la Telejurnal. A fost găsită cutia neagră a avionului prăbușit ieri lângă Milano și e ancheta în plină desfășurare. În accident au murit toți cei 8 oameni aflați la bord, dintre care 7 erau cetățeni români, toți deținând și alte cetățenii. Printre ei se aflau miliardarul român Dan Petrescu, soția și fiul său în vârstă de 30 de ani. Avionul abia decolase de pe aeroportul Linate din Milano când au apărut problemele. Aparatul a pierdut brusc altitudine, a făcut cale întoarsă, turnul de control a întrebat dacă e vorba de turbulențe și singurul răspuns al pilotului a fost nu. Se pare, potrivit primelor indicii, că unicul motor al avionului ar fi avut probleme. Martorii spun că au văzut cum aparatul a luat foc în aer înainte de a se prăbuși cu 150 de km pe oră peste o clădire goală aflată în renovare. Impactul violent a devastat construcția și a incendiat mai multe mașini aflate în apropiere. Arancioni, alunii 5, ho sentito un aeroplano sopra di me, come se spegnesse il motore. A un certo punto mi ho sentito un botto alla Madonna, i vetri della di casa nostra hanno iniziato a tremare, apro la finestra, vedo questo numero di fumo innalzarsi. Omul de afaceri Dan Petrescu, 68 de ani, care și-a pierdut viața împreună cu soția și băiatul său, era considerat cel mai bogat român și cel mai mare investitor în domeniul imobiliar din România, dar cu o prezență publică extrem de discretă. Întregul grup din avion mergea să sărbătorească în Sardinia botezul unui băiețel în vârstă de un an și el decedat în accident, la fel ca părinții și bunica lui. Împreună cu ei se afla și un cetățean canadian, prieten de familie.